Vă salut prieteni și bine ați venit pe canal tutoriale gratuite. În acest video vom face un video pe care îl facem în fiecare an și anume în acest video vom vedea câți bani se fac la 1000 de vizualizări pe YouTube. Ei bine, vreau să zic de la început că statisticile și numerele pe care le veți vedea în acest video sunt numere care se aplică și vor fi pe canalul meu. Pe alte canale sau la alți youtuberi poate fi diferit și cu siguranță va fi diferit pentru că sunt o grămadă de factori care determină suma de bani pe care o faci la 1000 de vizualizări. Am făcut nenumărate videouri despre tema aceasta, însă știu că sunteți mulți noi veniți pe canal, așa că o să fac un mic rezumat și o să vă explic un pic cum stă treaba cu banii pe YouTube în câteva momente. În primul rând, din totalul de vizualizări pe care canalul tău le face, doar un anumit număr sunt vizualizări care sunt monetizate. Dacă ai monetizare activă pe canal, apar reclame pe canalul tău, doar un anumit număr de vizualizări sunt monetizate. Din ce cauză? Ei bine, multă lume folosește Adblock, alții folosesc YouTube Premium, din această cauză nu toate vizualizările pe care le faci, poți să le iei în considerare pentru a fi monetizat. Alți factori care contează sunt de unde se uită persoana respectivă, adică din ce țară, cât se uită, dacă dă click pe reclamă sau nu și așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte mulți factori, de aceea pentru fiecare canal acest număr va fi diferit. Înainte de a vă rata numerele de anul acesta sau din acest moment pe canalul meu, adică câți bani fac la 1000 de vizualizări, vreau să facem un mic rewind și să vedem în anii trecuți care era media pe canalul meu. Ei bine, în videoul pe care l-am făcut în 2017, făceam undeva la cenți pe mia de vizualizări. În 2018 a crescut puțin, făceam 0,16 cenți pe mia de vizualizări. Creșterea începe însă din anul 2019 și veți observa că în anul 2019 media era undeva pe la 0,32 cenți. Foarte, foarte bine. Și acum haideți să vă arăt cât este CPM-ul în acest moment pe canalul meu. Pentru cei care nu știți, CPM-ul este de fapt venitul pe mia de vizualizări, asta înseamnă CPM. O să merg aici la revenue în Analytics pe canalul meu de YouTube și puteți vedea că CPM-ul meu este undeva pe la 2,36 dolari. Ați văzut și voi că din totalul de aproximativ 500.000 de vizualizări, vizualizări monetizate sunt doar aproximativ 200.000. Deci, practic, breveniul meu în ultima lună ar fi cam de 276 de dolari doar din reclamele pe YouTube. Deci, eu zic că este destul de bine, CPM-ul cu siguranță că e mai ok în România, dar bineînțeles că CPM-ul va fi afectat și dacă ești la un network sau nu. Adică poți fi la Adsense, care e network-ul oficial Google, sau poți fi la un uh, network separat diferit care îți poate pune reclame mult mai relevante pe canalul tău de YouTube și asta contează și în funcție de asta CPM-ul poate să crească considerabil. Deci vedeți și voi creșterea este vizibilă și cumva aș putea spune că această creștere este generală cumva în YouTube-ul din România pentru că mult mai multe firme trec în mediul online, încep să se promoveze în mediul online, advertiser care vor să cumpere reclame în mediul online și automat CPM-ul crește și în România. La început într-adevăr era foarte foarte mic prin 2013 dacă nu mă înșel a venit și um, tubul oficial în România și de atunci se pun și reclame pe clipuri, dar de atunci cu siguranță că YouTube-ul din România a fost într-o creștere și aici bineînțeles mă refer la advertiserii care au vrut să își facă reclamă pe YouTube, ceea ce eu zic că este foarte, foarte bine. Cam asta a fost video de astăzi, nu a fost un video foarte complex, nu a fost un video foarte lung, dar am văzut câteva comentarii care mi-au cerut să fac un video de acest gen și anul acesta, așa că am făcut și sper că ați înțeles și ați învățat câteva chestii interesante, cei bineînțeles care nu știați astfel de lucruri și de asemenea vreau să-mi spuneți acolo în rubrica de comentarii cât este CPM-ul la voi dacă aveți, bineînțeles, monetizarea activă. Cam asta a fost video de astăzi, nu uitați de like, share, clopoțel și toate cele. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!